Bună ziua, sunt Beatrice Tavares de la ITC SRL. Noi existăm pe piață din 1991 și din 1994 avem departament propriu de cercetare. Primul nostru soi care a fost omologat din departamentul de cercetare a fost soiul de rapiță Perla, care este și singurul care există în acest moment pe piață și care corespunde programului de soiuri autohtone prin proiectele AFIR. Este un soi care se predează foarte bine condițiilor noastre climatice și este singurul soi hibrid, să-i spunem, care a performat și care a avut rezultate anul trecut în Dobrogea. Mai avem grâul Jaguar, avem Estoria, orzaică de toamnă, un alt produs far, pionier suntem, am fost primii care l-am introdus în România, este mazărea de toamnă, cu rezultate foarte bune. De asemenea, anul acesta am introdus un proiect de cultură de in cu preluare la scară mare. Noi vizăm să ajungem în 2 ani de zile la 2000 de hectare cultivate, ținând cont de schimbările climatice. Din cercetarea noastră avem grâul Iris 12 și avem de asemenea grâul Angelica. Muștarul Alex iarăși este un soi care a ieșit de la noi din departamentul de cercetare. Noi îl comercializăm atât pentru cultură verde cât și pentru cultură principală la prețuri atractive pentru fermier. Una dintre culturile noastre pe care mizăm și care noi credem că va fi de foarte folos fermierilor este mazărea de toamnă. Mazărea de toamnă este un produs care se însămânțează la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Are avantajul că se poate însămânța după ce toate cerealele de toamnă au fost însămânțate și fermierul are o fereastră în pregătirea terenului pentru culturile de primăvară și după culturile de toamnă. Este un produs care rezistă la îngheți, fără zăpadă, până la minus 18, minus 20 de grade și are de asemenea avantajul că avem aproximativ 2 săptămâni la avans la recoltare față de mazărea de primăvară. Pornește mai devreme în vegetație, în mod normal, decât cea de primăvară, are producții ridicate și stabile. De asemenea, acest soi, Frozen, performează foarte bine în anii secetoși. Chiar dacă rămâne la o talie foarte joasă, el va forma foarte multe păstăi pentru a compensa tocmai masa foliară și va face foarte multe boabe.